Lidia Bejenaru Bodgros s-a retras în culisele veșniciei. Ziua de 26 iulie va rămâne o zi tristă în muzica populară. Lidia Bejenaru Bodgros, solistă de o viață a Orchestrei Naționale de Muzică Populară Lăutarii, și-a încheiat spectacolul vieții aici, pe pământ. S-a retras în culisele veșniciei, dar va fi petrecută cu aplauze și flori, așa cum era și întâmpinată de admiratorii săi, pe marile scene timp de 45 de ani. Solistă în prima formulă a Orchestrei Lăutarii, Lidia Bejenaru Bodgros a urcat cu răbdare, dar, în primul rând, cu dragoste și pasiune spre culmile înalte ale artei populare. Și-a adunat un vast și variat repertoriu de cântece populare prin care și-a exprimat întreaga gamă de sentimente, viața ei, cu bucurii și tristeți, în care s-au regăsit admiratorii ei. Va fi simțită lipsa Lidiei Bejenaru Bodgros din spectacolele Orchestrei Lăutarii în general, din scena muzicii populare, ea fiind o prezență deosebită. Drum lin spre ceruri, dragă doamnă, Lidia Bejenaru Bodgros. Viață, viață trecătoare, mai rămâi pe loc și dă tu la fiecare bucurie și noroc, măi. Chiar dacă este un subiect delicat. Și vă înțeleg, dar ați fost blamată de presă, de foarte mulți oameni, de asta v-am invitat să punem punctele pe i, să se înțeleagă. V-au numit alții amantă. Faptul că ați distrus o dita mai familie Bodgros, ați făcut-o de rușine. Am citit mii de mesaje, sute de mesaje despre asta. De asta, dacă tot ați venit la noi și sunteți atât de deschisă cu noi, haideți să profităm de această ocazie și cumva să le explicăm celor care vă îndrăgesc, pentru că sunt foarte mulți oameni care poate s-au întors sau v-au întors spatele din această cauză. Au întors spatele cei care nu mi-au fost prieteni sau nu mi-au fost nu m-au îndrăgit sau nu m-au cunoscut. Nu port pică pe acești oameni pentru că ei nu cunosc adevărul. Din toată inima am adus-o pe lume pe Nicoleta. Și chiar a fost un copil dorit. Dar lumea ne știe în anumite amănunte din se viața vede noastră. Și din pentru poza, că da, noi... care a pus-o maestru pe, da, la ziua Nicoletei și a felicitat-o și a apărut cu ea în brațe. El o iubește nespus de mult, dar nu are cum să nu o iubească. Pentru că el, eu de multe ori spun că nu știu dacă Dumnezeu pe mine m-a iubit într-atât încât să dăruiască la vârsta asta, că oricum și eu am o vârstă, o fetiță. Că eu nu mai credeam că mai... Ați născut la 38 de ani. Da. Dar într-atât de mult Dumnezeu îl iubește pe maestru, încât i-a făcut pe gândul și dorința dumnealui. Că el și-a dorit foarte mult o fetiță. Da, este adevărat că nu e cel mai frumos mod. S-a primit cum s-a primit și... nu știu ce să zic acum... Nu pot să nu Dar vă nu întreb. Regret. Dar el... Nu regret pentru că vă zic, e un copil din dragoste și așteptat. Asta e ceea ce pot să vă spun eu. Mai multe amănunte n-aș vrea, pentru că maestrul a rămas în familie, că așa am și respect în decizia. În familia cu doamna Lidia? Da, el este în familia lui și eu îi respect decizia. Poate așa este mai corect. Eu sunt mai tânără și mai puternică, pot să duc toate în... Și așa a hotărât, așa am hotărât că așa este mai bine, să rămân în familie și eu respect decizia și de asta nu vreau multe amănunte, din motivul ca să nu le fac rău oamenilor, că pentru chiar nu vreau să le fac rău. Mi-am imaginat că o să fie așa, dar chiar mi-am dorit... Nu puteam, a fost dragoste eu nu puteam să procedez altfel.
E un copil. Eu n-am vrut să fiu sfânta cea care avortează și să-mi fac de cap sau nu știu cum. Eu am adus pe lume copilul pentru că o iubesc și pentru că ne-am dorit-o împreună. Și asta se simte, să știți, atunci când vorbiți despre ea. Dar da. Domnul Nicolae Bodgros a fost pentru dumneavoastră ca un idol? Sau ce v-a atras atât de mult la el? Sau ce apreciați la maestru? A fost omul care m-a scos din acea groapă, pentru că la un moment dat în familie eu am făcut-o în niște momente când vroiam să-mi iau zilele, că nu vedeam rostul să trăiesc, era un calvar în capul meu. Și a fost omul care mi-a dat o mână de ajutor, chiar ca om, în primul rând. Nu mai vorbesc că este un artist și un dirijor desăvârșit, dar este pe lângă toate astea și un om extraordinar, cu un suflet enorm de mare. De ce văd dumneavoastră? De bucurie că am trecut peste toate astea și pentru că am trecut peste faptul că nu mai vroiam să trăiesc, iar Nicoleta și copiii mei sunt motivul pentru care eu sunt în stare să lupt. El a fost un prieten pentru dumneavoastră. Da. Acum totul e bine. Da. Slavă Domnului, suntem să bine. Peste această perioadă, peste această despărțire, da. În ce relație sunteți acum? Cu fostul soț? Nu, cu domnul Petros. Este tăticul cel mai scump și drag care vine și ne vizitează. Și Nicoleta sunt într-o relație frumoasă. Știu nu că pot și să cu vă băieții redau. Se împacă foarte bine. Și cu băieții bine. Se împacă foarte bine. Că poate mai des mă întreabă maestru ce au băieții de îmbrăcat decât tata lor. Vă ajută? Da, sigur că da. Pentru că Nicoleta e comoara lui și el nu știu cum, orice moft. Și dacă intră într-un magazin, eu cred că dacă îl pui la rând, el cumpără tot pentru Nicoleta. Până nu-l oprim, nu ne trebuie toate. Atât de mult o iubește, nimic nu-i lipsește, nici dragostea și nimic nu-i lipsește Nicoletei. Dar de ce a fost acea reacție a domnului Bodgros atunci când a făcut publică fotografia cu Nicoleta și după ce presa a început să scrie faptul că fetița ar fi mai deosebită, el a șters fotografia și a zis că nu este adevărat și nu vreau să vorbesc despre asta. Dar nu e atât despre asta. Eu l-am rugat ca să nu... Că totul lasă mă blameze pe mine, să spună orice despre mine, dar până la copii. Eu pot să rap, să înțeleg oamenii, că poate nu știu oamenii situația fiecare, cum trăim noi în familie, că purtăm noi masca asta, că tot e bine și frumos, de dragul oamenilor. Și nu numai noi artiștii trăim asta așa, de dragul oamenilor tot e bine. Sunt multe familii și noi suntem ca și toți ceilalți. Eu pot să rap tot eu, asta vreau să spun, până la copii. Atunci eu sunt foarte rea și sunt o fiară și sunt nimeni să nu se atingă de copiii mei. Totuși este o fetiță deosebită. Se poate să trecem peste acest subiect. Nu doriți să discutăm la acest subiect? Nu, atât. Aveți foarte multe evenimente. Sunteți invitate la spectacole, concerte, nunți, cumetrii. Cu cine rămâne Nicoleta? Cine vă ajută? Slavă Domnului că au început să fie evenimentele. Așa este. Aveți o bonă? Acum, la moment, nu am bonă. Dar să știți cât de mare ajutor îmi sunt băieții mei. Da. Și am fetița lui Fina, care și băieții, dacă e pe scurt timp, băieții chiar au grijă. Dar dacă e pe mai mult timp, am pe finuța mea de botez, fata Finii de cununii, care vine și... Noi am mai avut bonă, dar totuși când este cineva mai apropiat, are mai multă grijă. Da. Cum este Nicoleta? Zbânțuită.
Așa. Dacă până nu de mult mă lăudam că e atâta de cu minte, că n-a fost niciodată că să caute să stea în brață prea mult sau să o adorm în brață sau să am nopți nedormite, e, acum e cu totul diferită. Răstoarnă casa cu fundul în sus, vorbește un cuvânt în engleză și unul în rusă și unul în română. De la toate filmulețele și de la toate cântecele astea din engleză și în loc de tata e daddy, ultimul moment. Așa. Da. Și... în engleză. Da. Și toate barabațele de pe lume și deja vrea să doarmă în brațe. Zic, s-a făcut răsfățată. O răsfățată, mai pe scurt. Își permite. Este exact. Mezina. Exact. Dar aveți o piesă frumoasă care este dedicată Nicoletei, să înțeleg. Da, așa și, este. Și este în colaborare cu Nicolae Botgros. De fapt, e și ideea lui, este ideea dumnealui să-i dedicăm un cântec Nicoletei. Care exact. Este piesa ei preferată din repertoriul dumneavoastră? Cred că asta cu fetița, ori de unde noi o punem mai des, pentru că atunci când o ascultă, ea așa reacționează diferit. Deși oricum, ea ascultă cu totul și cu totul altceva. Preferințele ei acum sunt altele. Unele femei, sau de fapt foarte multe femei, chiar și după 4-5 mariaje nereușite, își doresc să se mai căsătorească. Dumneavoastră, ce părere aveți? Vă mai doriți? La moment, nu. Eu mă simt foarte fericită așa și liniștită. În primul rând, liniștită. Ați avut nevoie de asta. În sfârșit, mi-am găsit liniștea. Că nu mai intră nimeni și noi tremurăm toți. Facem ce vrem. Aveți casa voastră? Avem casa noastră, avem locul nostru. Suntem bine mersi și chiar nu știu dacă îmi doresc cineva să-mi încalce liniștea și teritoriul. Pentru băieții dumneavoastră sunteți mai mult o prietenă sau vă poziționați ca o mamă mai severă, mai autoritară? Nu știu. Câteodată sunt foarte autoritară pentru că-s băieți și trebuie să-i țin în frâu, dar cel puțin Cătălin, care este deja mare, și putem să discutăm pe orice temă. Încă eu câțiva ani o să fiți și soacră mare. Eu îi cunosc prietena, eu îi respect decizia. Are și o iubită? Ei, are o prietenă, sigur. Ce fel de soacră o să fiți dumneavoastră? Dacă o să-mi iubească băiatul, cea mai bună. Dacă o să-mi iubească băiatul și ei o să fie fericiți, eu am să fiu mama lor toată viața. Nu soacră, dar mamă. Dacă ar fi să... Acum, de fapt, aveți această ocazie să le spuneți celor care v-au blamat, celor care v-au criticat, ce le-ați spune? Nu știu nimic. Vă zic, eu nu pot să-i judic și poate nici nu m-am supărat pe ei, pentru că nu cunosc adevărul. Sunt încă multe, multe, multe subtilități pe care chiar, și așa am vorbit prea mult, pe care nu vreau să le dau ca să nu fac rău nimănui. Atâta doar pot să spun că nu sunt vinovată în fața nimănui și nu regret. Nicoleta este și eu, slavă Domnului, sunt bine. Nimeni nu este perfect, nimeni nu este fără păcat, dar și Iisus Hristos, El a fost sfânt și Fiul lui Dumnezeu, dar a fost batjocorit și omorât tot de oameni, de lume. Și acum noi ce trebuie să facem? Să trăim de dragul lumii? Părerea mea că lumea o iubit întotdeauna să bârfească, lumea întotdeauna o căutat senzații, dar eu nu mă supăr pe ei și nici nu știu dacă aș vrea să le răspund ceva.